Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. În cele ce urmează vreau să vă prezint succint câteva din principalele activități și ulterior să vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vreau să vă aduc la cunoștință numărul total de instalări al aplicației pentru Roman și în continuare să fac recomandări romașcanilor pentru a-și instala această aplicație. Avem până în acest moment un număr de 899 de utilizatori, de pe Android 726, de pe iOS 173. Printre principalele 5 categorii semnalate de romașcani se referă la categoriile străzi, alei, trotuare, 84 de sesizări, altele 59 de sesizări, parcări neregulamentare 38 de sesizări, iluminat public 38 de sesizări, semnalizare rutieră, marcaje și administrare parcări 29 de sesizări și situații de urgență 19 sesizări. Ce mă bucură faptul este că romașcanii au început să prindă încredere în această aplicație. Este din ce în ce mai utilizată și eu cred că și timpii de răspuns din partea colegilor mei sunt din ce în ce mai scurți. Practic avem în fiecare dimineață un feedback imediat al tuturor acestor sesizări. Pe noi ne ajută toate aceste informații pe care le primim de la cetățeni în mai multe zone din oraș. De cele mai multe ori toate aceste sesizări sunt juste, însă există din păcate și situații în care nu sunt lucruri care țin neapărat de primărie sau nu justifică o astfel de raportare. Un exemplu, că un cetățean este nemulțumit de un neon care stă aprins și care îl afectează în viața de zi cu zi. În astfel de situație e greu să intervenim și să mulțumim practic pe toată lumea, însă pe ansamblu consider că este o aplicație care funcționează și care oferă un feedback imediat tuturor cetățenilor. Un alt proiect la care țin foarte mult se referă la proiectul de bugetare participativă, care a intrat în dezbatere publică începând de vinerea trecută. E un proiect care în momentul de față poate suferi modificări și dacă sunt cetățeni care doresc să aducă modificări acestui proiect, înainte de a fi supus votului din Consiliul Local, o pot face. Noi am denumit acest proiect pentru Roman, pentru că considerăm că trebuie să ne dăm cu toții mâna pentru ca Romanul să fie un oraș așa cum ne-l dorim cu toții. Practic, prin intermediul acestui proiect dorim să implicăm un număr cât mai mare de cetățeni pentru a realiza proiecte care mai apoi să fie supuse unui proces de vot, unui proces de jurizare și în funcție de reprezentativitatea rezultatelor, proiectul va fi asumat de municipiul Roman și ulterior implementat. Valoarea bugetului propus pentru anul 2019 este de 200.000 de lei. Iar propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în unul din următoarele domenii pentru obiective care sunt în administrarea primăriei municipiului Roman: infrastructură stradală, alei, trotuare, scoaruri, zone pietonale, amenajare de spații verzi și locuri de joacă, amenajare spații publice, mobilier urban, iluminat public, infrastructură socială, culturală și de sănătate și smart city. Propunerile și sugestiile persoanelor interesate cu privire la acest proiect, și aici mă refer strict la proiectul care este în momentul de față în dezbatere publică, vor fi depuse până pe data de 25 februarie la biroul unic din primărie sau pe adresa de mail marketing@primariaroman.ro. Ulterior, după votarea acestui proiect de regulament, odată cu aprobarea bugetului, vom lansa și campania de depunere a proiectelor pentru bugetarea participativă. De asemenea, suntem în ultima fază în ceea ce privește
proiectul de reabilitare peisagistică în zona Bulevardului Republicii. În momentul de față am întâlnit câteva suprafețe de teren care sunt proprietate privată, în jur de 10 terenuri retrocedate între blocuri, și am propus colegilor mei din primărie ca în cel mai scurt timp posibil, poate chiar la această ședință ordinară de pe 27 februarie, să intrăm cu un proiect de hotărâre pentru exproprierea acestor suprafețe de teren, astfel încât proiectul de reabilitare a zonei din Bulevardul Republicii să poate fi implementat pe toată această zonă și să nu avem acele petice aparținând acestor proprietari, mai ales având în vedere faptul că acești proprietari, având aceste suprafețe mici, nici nu pot realiza cine știe ce lucrări între blocuri. Procedura va fi cea reglementată de lege, în sensul în care vom identifica toți acești proprietari, vom dispune o evaluare de către un evaluator acreditat ANEVAR și vom supune votului în Consiliul Local sumele de bani care vor fi plătite cu titlul de despăgubire pentru aceste exproprieri. Ulterior, proprietarii care sunt nemulțumiți de sumele obținute vor putea să se adreseze instanței pentru a solicita sume mai mari sau în funcție de ceea ce consideră dumnealor ca și pretenții. Însă cred eu că proiectul de dezvoltare a acestei zone, care cuprinde aproape o treime din populația urbană și ca și teritoriu, trebuie să fie unul reușit și atunci trebuie să intervenim și din acest punct de vedere. Și de asemenea, având în vedere și celebra ordonanță 114, prin care salariul minim în construcții a fost crescut la 3.000 de lei, practic trebuie să actualizăm toată documentația din lista de împrumut. Încercăm tot pentru ședința de pe 27 să modificăm acești indicatori și de asemenea să modificăm și lista de împrumut, în sensul în care, așa cum bine știți, aveam o cotă de cofinanțare de circa 2 milioane de euro la cinematograful Unirea. Având în vedere faptul că acest proiect este depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru a obține finanțare europeană, unde contribuția este de doar 2%, nu mai necesită finanțare din împrumut. Și de asemenea vom încerca să depunem acest proiect și la Compania Națională de Investiții și acolo de unde va veni primul feedback, prima evaluare, să obținem finanțare pentru el. Ceea ce înseamnă că sumele vor fi redistribuite pentru acoperirea acestor pierderi pe care primăria le va avea prin modificarea salariului minim în construcții. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că vineri am primit o delegație de la primăria Cernavodă, o delegație care a fost venită în județul Neamț pentru a studia exemple de bună practică în ceea ce privește reglementarea și sistematizarea parcărilor publice și rezidențiale din oraș. Însuși, domnul primar al orașului Cernavodă a fost prezent alături de noi, alături de un grup de consilieri locali. Ne bucură faptul că și Romanul, iată, este un exemplu de bună practică pentru celelalte administrații, la fel cum și noi ne inspirăm din alte administrații și credem că această formă de schimb de experiență este una utilă pentru toate administrațiile publice din România. Și închei prin a vă face o invitație. Astăzi, începând cu ora 13, în sala Nicolae Manolescu Strunga, din cadrul Primăriei Municipiului Roman, are loc un eveniment dedicat Vioricăi Agarici, când se va putea urmări și o producție de film realizată pe plan local cu contribuția doamnei dr. Silvia Mândășescu. Așadar, vă aștept pe toți, inclusiv dumneavoastră presa, dar și cetățenii Municipiului Roman care doresc să vizioneze acest film. Viorica Agarici este un personaj reprezentativ pentru municipiul Roman. Știți foarte bine că de curând a fost și un eveniment la nivel național dedicat în memoria Vioricăi Agarici, eveniment care ulterior va fi
transferat și la Roman. Vom avea această expoziție și aici, dar despre acest eveniment vă vom aduce informații la momentul potrivit, atunci când, în colaborare cu Consiliul Județean, vom organiza această expoziție. Cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință și, în rest, mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Deci să înțelegem că creșterea salariilor în construcții afectează prețurile pe care primăria le va primi de la constructorii care au de făcut lucrări pe zona Rom. Pe care le va plăti. Prețurile pe care le va plăti primăria. Corect. Da. Păi o creștere de 57% pe manoperă. Înainte era 1900 de lei salariul minim, acum e 3000 de lei salariul minim în construcții. Bun. Eu vreau să vă întreb altceva legat de constructorii care licitează și care câștigă lucrări. Când ofertează, ei nu vin cu o listă de utilaje? Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Deci în 2019, ca să folosești un mai, știți ce, un mai compactor, da. Da, nu, unul improvizat, făcut dintr-o bordură și niște țevi sudate. La ce vă referiți, că nu știu. Deci la parcare de la Roma Bun. Deci mie mi se pare că lucrarea aia durează foarte mult și din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât ei, în loc să aibă un utilaj, lucrează cu un mai dintre la improvizat și bat acolo de dimineață până seara, aia nu-i productivitate. Și aia întrebarea este dacă, în momentul în care primăria scoate la licitație lucrare, nu le impune să vină și cu o serie de utilaje care să... Proiectantul, în momentul în care realizează acel proiect, stabilește lista de cantități și utilajele necesare. Poate fi mai manual, poate fi... El oricum ar fi fost mai tot manual se lucrează cu el. Da, nu am această informație, nu am văzut, mă voi interesa. Da. La evenimentul cu Verica, despre Verica Agarici, implicarea primăriei care este? Punem doar sala la dispoziție. Doar atât, da? Ok. Mulțumesc. Da. Da, domnul primar, n-am înțeles eu bine, sau anul ăsta nu mai este continuat proiectul cu acel concurs de interșcolar cu de la Dragobete la Rusalii? Nu l-am mai văzut. Păi, încă n-a venit Dragobetele. Nu, dar continuați. Va fi continuat, sigur că da. Da, da. Așa. Nu ne-ați spus nimic despre cele două și mă așteptam ca să începeți cu aceste realizări. Montarea celor două rânduri de parcomate la judecătorie, dacă am înțeles eu bine de la persoana cu care am discutat, reprezentantul firmei din Cluj, în pietonal. Ce ne puteți spune despre acest... Da, în momentul de față încă nu sunt... În momentul de față nu sunt încă operaționale. În momentul în care vor deveni operaționale, vom aduce la cunoștința publicului interesat, atât pentru cei care doresc să cumpere abonamente, cât și pentru cei care își desfășoară activitatea la judecătorie. Nu e un proiect finalizat încă, de aceea nici nu l-am adus la cunoștință. Aici avem vreo 60 de locuri. Vor fi locuri de parcare și eu merg pe exemplul pe care l-am avut și în momentul în care am introdus parcările cu plată în zona centrală a municipiului Roman. Din momentul în care s-au introdus parcările cu plată, ați văzut că au început să existe locuri libere și la orice oră poți găsi locuri de parcare în zona centrală a municipiului Roman. Același lucru se va întâmpla și aici, practic va fi reglementată această zonă, plus în acest an vom intra și cu extinderea acestei parcări prin care vom mai câștiga câteva locuri de parcare publice. Este vorba de un parteneriat public-privat? Nu e niciun parteneriat public-privat, este vorba de o investiție a primăriei municipiului Roman, toți banii intră în conturile primăriei municipiului Roman. Și atunci firma, doar a venit să remonteze, că ei făceau deja probe bine. Da, firma este un furnizor de astfel de produse. Noi vom plăti pentru aceste produse și atâta tot. Și intră și cu SMS? Da, cele cu SMS vor intra mai repede. Așa. Și mă interesează dacă instituțiile din zonă, respectiv parchetul, judecătoria, mai este acolo un notariat, vor avea un bonus la... Nu, sub nicio formă. Parchetul, pot să vă spun că are parcare proprie.
și nu este, nu are nicio legătură cu această parcare publică. Biroul notarial, de asemenea, este parcare publică la strada Tineretului. Sigur, dacă vor dori să-și achiziționeze cartele de acces și abonamente, sunt liber să o facă. Spuneți-mi, cum veți acoperi acele goluri create de votarea bugetului în minus pentru autoritățile publice locale? Da, noi așteptăm prima dată să vedem sumele care vor fi alocate municipiului Roman. Din păcate, chiar și astăzi, la ședința operativă, discutam cu colegii, acest transfer al plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap și plata asistenților personali va afecta foarte mult bugetul primăriei municipiului Roman, cu atât mai mult cu cât există și soluții în instanțele de judecată care vin să anuleze anumite decizii ale acelei comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, și tot în sarcina primăriei va fi și această obligație de plată retroactivă a acestor sume. Impactul este unul semnificativ, peste 100 de miliarde de lei vechi. Dar aveți idee cam câte persoane cu handicap? Păi, în momentul de față avem undeva în jur de 350 de persoane cu handicap și undeva în jur de 140 de însoțitori de asistenți personali. Iar la acești asistenți personali trebuie să le plătim, pe lângă salariul majorat de la 1 ianuarie la 2080 de lei, trebuie să le plătim și voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Ce efect va avea întârzierea adoptării bugetului în condițiile în care este așteptată ca președintele Iohannis să nu promulge, să întoarcă în Parlament? Eu nu cred că președintele va întoarce în Parlament, chiar dacă și-a exprimat nemulțumirea și dezamăgirea față de acest proiect de buget. E clar că pentru toate autoritățile publice locale, întârzierea aprobării bugetului la nivel național duce la o întârziere a începerii lucrărilor de investiții, însă, având în vedere această sarcină suplimentară care va afecta toate bugetele autorităților publice locale din România, rămân de văzut ce lucrări de investiții vor mai putea fi scoase la licitație. Suntem în 20 februarie, până cam când vedeți adoptat la Roman bugetul? La Roman avem două variante de lucru, una optimistă și una pesimistă. Cea pesimistă este termenul maxim legal de 45 de zile de la publicarea în Monitor Oficial. Ori acest lucru cred că se va întâmpla în această săptămână, va veni, cred, promulgarea din partea președintelui și ulterior publicarea în Monitor Oficial, ceea ce înseamnă că undeva spre sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, putem vorbi în varianta pesimistă. Am și o variantă optimistă, încerc să forțez o aprobare mai rapidă a acestui buget, însă depindem foarte mult de o ședința Consiliului Județean, o hotărâre de Consiliul Județean prin care se împart cotele către primării și în funcție de această ședință putem să urgentăm și bugetul primăriei municipiului Roman. Și ultima mea întrebare este legată de acel mic scandal care a apărut la împărțirea, distribuirea căsuțelor. Aveți în vedere în perioada următoare sporirea numărului de căsuțe altor, pentru că ați văzut că cererea e mai mare decât da, asta va fi în fiecare an, însă eu nu doresc să transform zona centrală a orașului într-o zonă în care să nu se desfășoare un comerț civilizat. De aceea știți foarte bine că am eliminat toate acele măsuțe, nailoane, tot ce exista la târgurile acestea de mărțișor. Eu cred că în momentul de față, chiar dacă există câteva nemulțumiri, putem vorbi de un comerț civilizat. Pe mine mă interesează, în primul rând, să le ofer romașcanilor posibilitatea să aibă parte de un comerț civilizat, un comerț cu mărțișoare în această perioadă a anului și să ne bucurăm așa cum se cuvine de acest anotimp frumos al primăverii
Și o nemulțumire sau două nu cred că trebuie să afecteze activitatea de la Târgu de Mulțișor, cu atât mai mult cu cât ulterior toate persoanele care au participat la licitație au găsit consens între ei și câțiva s-au unit chiar doi la căsuță, astfel încât toți comercianții să aibă un loc unde să-și vândă mărțișoare. Înseamnă că n-a fost destul de explicit întrebarea mea, intenționați ca pe viitor să mai construiți căsuță și dacă ați mai avea loc de păi, tocmai de aceea cred că v-am răspuns, nu cred că în momentul de față se predează mai mult de 20 de căsuțe în zona centrală a municipiului Roman, la Planada. Și mai e o problemă legată de comercianți care, deși ar avea posibilitatea să închidem parcarea de la Roman Vodă pentru a desfășura acest tip de târguri, în momentul în care fac acest lucru, comercianții nu mai vin la Roman. Și atunci toți preferă ca aceste activități de comerț să desfășoare la statuie, în zona centrală. Și cred eu că cele 20 de căsuțe sunt absolut suficiente pentru desfășurarea acestor activități, inclusiv a Târgului de Paște. Mulțumesc! Domnule primar, am primit o întrebare. Dacă părculețele de joacă pentru copii vor intra într-un proces de renovare, reabilitare, reparații, pentru că sunt zone în care acele covoare caucicate s-au curbat și s-au... Marginile sunt foarte, foarte limitate. Da. Odată cu venirea primăverii, e clar că toate părculețele vor intra în reparații. Avem prinse în calcul, pe lângă reparațiile la cele care au fost modernizate în anul trecut, amenajarea încă 3 sau 4 noi părculețe cu suprafață din aceasta de protecție, plus înlocuirea elementelor defecte la celelalte, vopsirea lor, reparația la sistemul de protecție, la gardurile de împrejmuire. Practic, odată cu venirea primăverii vom intra în reparații și am și creat o echipă din aceasta mobilă pentru locurile de joacă, care va avea un generator, un aparat de sudură, tot ceea ce este necesar, astfel încât intervențiile să fie cât mai rapide să realizeze la fața locului. Referitor la acest eveniment de astăzi, de la ora 13, despre biblioteca de aici, mi-ați spus că vom putea viziona o producție locală. Da. Produsă de cine? De o persoană fizică din Roman. Da, este un proiect care s-a desfășurat cu contribuția doamnei dr. Silvia Mândășescu. Ea vă va da toate detaliile legate de acest proiect. Din ce știu eu, doamna Mândășescu nu lucrează audio-video, de asta întreb, există o echipă de producție? Probabil a pus la dispoziție toate materialele necesare unei astfel de echipe. Aveți cunoștință, doamna doctora, a suportat din... Păi, cu contribuția personală, asta vă spuneam. Nu cu absolut nimic, primăria doar pune la dispoziție sala. Am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc. Pe viitor, nu vă gândiți ca unul din criteriile care stau la baza acceptării sau autorizării vânzătorilor ăștia de mărțișoare ar trebui să fie și faptul ca ei să fie producători? Nu e neapărat un criteriu obiectiv, pentru că nu cred eu că există la nivelul Romanului 20 de producători de mărțișoare. Ei sunt, mulți dintre ei, și comercianți. Criteriul de bază după care ne-am luat a fost să aibă o formă juridică de organizare și în același timp să aibă în obiectul de activitate comercializarea acestor tipuri de produse. Ei sunt efectiv autorizați de direcția... De Oficiul Registrului Comerțului cu această activitate de comercializare. Dar primesc o autorizație și de la primărie, nu ca orice comerciant de pe raza... Depinde dacă au puncte de lucru sau nu. Dacă sunt ambulanți, depinde unde își vând mărfurile. Legat tot de subiectul mărțișoare și tău, credeți că proiectul de sau hotărârea în vigoare este puțin defavorizantă pentru primărie, n-ar trebui organizată o licitație și nu trageri la sorți, prețul ăla fix cu loteria aia, organizăm licitație, prețul de pornire să fie de la cât este acum. Așa că se organizează o licitație și poate câștigă primăria 1 milion pe căsuță, nu? Da. Știți foarte bine că în trecut, păi să vă dau câteva cifre, știți foarte bine că în trecut se încasa la metru pătrat atunci când veneau cu măsuțele, sumele erau clar mult mai mici decât ceea ce este acum.
Anul trecut am venit cu propunerea de 200 de lei pe căsuță, tocmai din dorința noastră nu e neapărat de a atrage sume suplimentare la buget, ci dorim să le oferim romașcanilor condiții civilizate pentru a achiziționa aceste produse tradiționale și de sezon. În acest an am venit cu o sumă suplimentară. Până la urmă, nici nu vorbim de un număr atât de mare de comercianți raportat la numărul de căsuțe. Era vorba, până la urmă, în jur de 24-25 de persoane pe 20 de căsuțe. Deci, din punctul meu de vedere, dacă pe viitor vom constata că există un număr foarte mare de comercianți, sigur că putem implementa și acest sistem al licitației. Însă, pentru a face o licitație, ar trebui să pornim regulamentul pentru târgul de mărțișor undeva prin luna octombrie-noiembrie. Știți foarte bine că sunt termene... Păi nu, dar atenție, e aceeași discuție pe care am avut-o în trecut și la Bâlci, de exemplu, unde pentru respectarea termenilor în vederea organizării acestor licitații publice, trebuie să treacă un anumit termen. Da, să știe, de târgul de mărțișor să va fie fiecare. Știu, da. Momentele de bază, din punctul meu de vedere, v-am spus, nu cred că se justifică în momentul de față și primăria municipiului Roman nu urmărește neapărat obținerea unui câștig imediat din această activitate, ci urmărește oferirea unui comerț civilizat, atât pentru cei care vând, dar mai ales pentru romașcani. Aveți un program de reabilitare, acum s-a terminat și cu zăpada, străzi, lipire, acolo unde e nevoie cu acea substanță, RGD și așa mai departe, ați întocmit? Păi noi lucrăm în permanență și toată iarna am lucrat cu acest RGD. Dacă aveți punctual zone unde să ne... stradă de la cimitir care... Da, acolo e strada Mihai Viteazu, acționăm în continuare și acolo, însă acolo trebuie avută puțină răbdare că vom veni cu un proiect unitar prin care toată zona va intra în modernizare. Sigur că vom acționa în perioada imediat următoare pentru plombarea cu asfalt la rece. Ulterior, în momentul în care stațiile de asfalt vor porni, vom plomba și la cald, pentru că e clar mult mai rezistent acel asfalt, dar până în toamna acestui an eu sper să avem covor asfaltic dintr-un capăt în altul, inclusiv cu preluarea apelor pluviale. Cea mai mare problemă în zonă o reprezintă exact lipsa acestor guri de preluare a apelor pluviale pe segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Chimiei și de aici și în această zonă, dacă ați observat, au apărut cele mai multe cari în asfalt. În rest, lucrăm în toate zonele din oraș, acolo unde avem sesizări venite fie prin aplicație, fie identificate de către colegii mei de la infrastructură. Și, bineînțeles, momentan trebuie, eu dacă vă spun că încă de azi le cerusem colegilor mei să pornim anumite șantiere, însă am fost descurajat de faptul că e încă înghețat pământul și oricum suntem încă departe de a fi în primăvară, vom aștepta undeva după data de 15 martie pentru a vedea la ce șantiere putem să le dăm drum. Și cu asociațiile aveți în vedere pentru pregătirea unei campanii? Cu siguranță vom avea, ca de obicei, ca în fiecare an, acea campanie de igienizare și de salubrizare a municipiului Roman, în care vom implica și asociațiile de proprietari, care vom avea și premii pe care le vom acorda. Și vom avea și copaci. Și anul trecut, vă aduc aminte că am avut circa 1200 de copaci care au fost dați spre plantarea asociațiilor de proprietari. Asta pe lângă copacii pe care i-am plantat noi. Deja se lucrează încă de săptămâna trecută la zonele pe care le vom planta noi, alimentele stradale, însă vom intra doar pe acele alimente unde nu se va interveni în acest an pentru reabilitarea trotuarilor. Așa cum bine știți, în acest an vom începe reabilitarea peste 40.000 de metri pătrați de trotuar în Roman și am spus că este inutil ca în acest an să ne apucăm să plantăm copaci pe aceste alimente stradale unde urmează să se desfășoare lucrări și există riscul ca acești copaci să fie rupți de către aceste echipe, însă odată reabilitate aceste zone, în primăvara anului viitor ne propunem să le și plantăm. Acum cu înființarea
sau trecerea direcției locale la primărie. Veniturile care le realiza această societate separat se fac venituri la primăria Roma. Fac venituri la această direcție. Practic, direcția nu și-a schimbat decât forma juridică din societate pe acțiuni într-o direcție cu personalitate juridică, însă veniturile sunt ale direcției și care direcția urmează să le împartă cu primăria Municipiului Roma. Și acum intră sub spectrul contabilicesc al contabilității publice. Eventualitatea unei scăderi de tarife pentru că e diferență de TVA sau ceva. Păi deja s-a produs acest lucru. Tarifele în cimitir au scăzut. Și la locuințele alele? Nu, acolo nu discutăm pentru că acelea nu sunt purtătoare de TVA. Pentru sport, anul acesta se vor aloca, aveți în vedere finanțarea unor activități? Bineînțeles, deja se lucrează la creionarea atât a echipelor tehnice cât și a grupelor de copii și juniori. Inclusiv în această săptămână se poartă discuții și pentru noua echipă de handbal care va acționa în divizia A, începând cu sezonul competițional viitor. În mare parte eleve de fapt de la liceu cu program sportiv, fie în an terminal, fie care vor avea dublă legitimare și vor avea posibilitatea să joace la ambele echipe. Suntem în perioadă de finalizare a grupelor de copii și juniori la anumite sporturi. La celelalte, deocamdată, pregătim baza materială, de exemplu, la tenis de masă. Abia după aprobarea bugetului putem să achiziționăm mesele de ping-pong și ulterior, și după amenajarea de noi baze sportive, putem să demarăm pe toate planurile cu aceste activități sportive. Vor exista subdiviziuni pe categorii de sport? La fiecare sport vor fi pe categorii de vârstă conform regulamentelor federațiilor de specialitate. Finanțate de Primăria Municipiului Roma, toate. Mai am o întrebare, m-am uitat. Suntem abia pe 20 februarie, până încep, demarează campania propriu-zisă de curățenie de primăvară. Nu se poate face ceva, pentru că ați văzut că eu n-am văzut așa mizerie de mult, mult timp. Unde n-ați văzut mizerie? În oraș. Palimeantele. Arată pe ce alineamente stradale ați văzut dumneavoastră mizerie? Am avut un material. Am văzut, dar acel material, vă spun că a fost foarte tendențios. Era mai bine dacă nu deschidea subiectul, că dacă discutăm... Ba da, doamna Flora, pentru că unitățile de cult, lăcașurile de cult, știți foarte bine că nu plătesc impozit, da? Și dumneavoastră ați cerut să se supraimpoziteze o clădire care nu poate fi impozitată. De asemenea, ați arătat niște imagini de la niște asociații de proprietari, dând totul în sarcina primăriei. Dar nu-mi sarcina, da. Și măzăcia noastră aromașa. Păi vedeți, haideți să vedem. Păi da, concluzia dumneavoastră a fost că primăria nu face absolut nimic. Alineamentele stradale, trotuarele, tot ceea ce înseamnă în zonele în care intervine Rosalul, eu vă spun că este loc și de mai bine, sunt de acord cu dumneavoastră, dar imaginile pe care le-ați arătat dumneavoastră nu reprezintă deloc zonele unde se acționează de către primărie. Da, zonele centrale unde? Adiacente blocurilor, da? Care sunt în raza de competență a asociațiilor de proprietari. Un instrument de portare asociațiilor. Noi puteți să amenda cumva asociațiile să... Păi, până la urmă, tot în sarcina asociațiilor trebuie să fie. Nu lăsăm. Păi, până la urmă... Deci eu vă arăt foarte multe asociații care își fac treaba și își fac curățenie. Păi asta, mergeți la asociațiile de proprietari. Adică degeaba dați în sarcina primăriei ceva ce trebuie să facă asociațiile de proprietari. Așa cum trebuie lăudate, dar faceți un material în care lăudați asociațiile de proprietari care și-au făcut treaba și arată într-un fel zonele lor de competență și faceți un material în care le arătați partea negativă celorlalte. Dar trebuie găsit un instrument la nivel municipalității de... Ne apucăm de amendat asociațiile ca să amendăm oamenii și plătesc tot locatarii. Deci asociațiile de proprietari trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să-și facă curățenie în zona lor de competență. Eu cred că înțeleg dacă le dați o amendă, sincer. Și ce-ți fac? Să le dau oamenilor. Că păi, ia da, sunt parte pe oameni. Și la un moment dat oamenii aia ori schimbă conducerea asociației. Da, poate să schimbe oricând. Uitați, vine sezonul adunărilor generale.
au posibilitatea să spună nemulțumirile, au posibilitatea să schimbe conducerea. Păi și vedeți? Păi dacă nu sunt interesați oamenii, ce vină are primăria? Păi, proprietarii, în primul rând, trebuie să se prezinte la, la ședințele asociațiilor de proprietari, să spună problemele, să aleagă oamenii pe care îl consideră că îi reprezintă și oameni care sunt gospodari. La asociațiile unde sunt oameni gospodari, o să vedeți că, într-un fel, arată acea asociație și spațiile verzi în acea zonă. Unde nu sunt oameni gospodari, cereți, ca și cum cereți primăriei, să vin la dumneavoastră în apartament să vă schimb gresia, să vă fac curățenie, e exact același lucru. Dar îi premiem. Păi asta nu putem... Da, dar trebuie să am cadrul legal. Eu nu pot să scad taxe și impozite sub formă de premiu, da? E legislația care ne guvernează, însă îi premiem sub alte forme. Când facem curățenia de primăvară, concursul nu se adresează tuturor, nu e o competiție în care fiecare se implice pentru curățenie și cei care fac cea mai bună curățenie este o echipă mixtă și la urmă primesc premii. Deci noi încercăm să-i stimulăm, facem acest lucru de vreo 10 ani. Da, trebuie să și implici. Iar o altă problemă care apare este legată și de modul în care se depozitează deșeurile în containere. Sunt asociații unde pentru a plăti mai puțin la operatori de salubritate își subdimensionează numărul necesar de pubele și atunci e clar că o să vedeți o mare adunătură de gunoaie și sunt asociații care sunt corecte și vor să plătească corect, au numărul potrivit de pubele, niciodată nu o să vedeți deșeuri pe lângă. Da, dar ele sunt colectate tot împreună. Acesta este un alt aspect pe care urmează încetul cu încetul. Să știți că niciodată colectarea selectivă nu se va face peste noapte. Și nu s-a făcut nicăieri peste noapte. Acest lucru este un proces care va veni în ani. Însă, până atunci, măcar să arunci în container. Să nu-l las pe jos. De ce spune glasul? Nu ar putea fi pe site-ul... Păi, lipsă de educație, da, de acord. Pe site-ul primării, în sprijinul oamenilor, nu știm terenul asociației. Să fie o... Dar asociațiile știu, domnule. Un subfolder în care cetățeanul să știe de asociația aici. Domnul Vlăduț, asociațiile știu foarte bine. Asociațiile știu foarte bine ce au. Nu știu... Cine să știe? Ceilalți. Păi nu, dar asociațiile, că ei au în competență aceste blocuri, e clar. Păi vedeți. Hai, dați-l de bun exemplu. Sancționați-i pe aia care nu-și fac treaba. Da, mediatic vorbind. Exact, corect, dar eu, cel puțin consider că și în Germania, dacă nu ar fi amenziile mari, lumea n-ar fi... Da, de acord. O să vedeți, intrăm cu acest... Ați văzut, am supus în dezbatere publică nou regulament o să dăm și amenzi. Dar știți cum e, poliția locală se va spune că e bună doar la dat amenzi. Că de ce ai început cu mine? Știți că e același principiu. De ce ai început cu mine? De ce mi-ai dat mie și așa mai departe? Eu vă spun, haideți să fim parteneri în salubrizarea orașului, da? Scoateți în vedere asociațiile și promovați asociațiile care își fac treaba așa cum trebuie și sancționați-le pe cele care nu își fac. Dacă tot vorbim de parteneriat între primării și dumneavoastră. Am înțeles eu greșit sau se înființează o altă echipă, o nouă echipă de la Hamba? Nu, este o echipă în cadrul clubului care se va înscrie în divizia la Hamba. Există, ea funcționează deja? Nu funcționează, se va, în aceste zile se creionează. E vorba de aceleași fete care au venit cu doamna Fetele care au venit cu doamna Lazar, da. Și care și-au manifestat intenția să activeze în divizia sub titulatura CSM Roman. Da. Și mie mi se pare un lucru bun, atâta timp cât sunt jucătoare de aici din Roma, din zona Romanului, e ceea ce îmi doresc eu. Ca în viitor să creștem, să avem echipe numai din zona Romanului. Însă pentru acest lucru e nevoie de un proiect și de o strategie pe termen lung, care se conturează încă de acum cu aceste grupe de copii și juniori și care sunt convins că în viitor va aduce rezultate. În calcul și remunerația lor, a fetelor. Bineînțeles, vor fi câteva dintre ele care vor primi și anumite indemnizații de hrană și așa mai departe, ceea ce... Nu, sub nicio formă, șucăt. Mai am o întrebare, scuze, da. E ultima și... Camera publică, camera care bate spre centru de supraveghere, e... Dar nu e de supraveghere. Nu, eu cum să-i spun altfel? E o cameră de luat vedere, da. Pentru romașcanii plecați din... S-ar putea, pentru că știți că avem activitatea pe internet, s-ar putea cumva să facem ca acea cameră să poate fi preluată și postată pe alte site-uri, fiind o cameră publică? Nu știu, noi postăm pe
e pe site-ul primăriei și e deja publică, deci poate fi preluată de acolo. Iar ea, noi plătim găzduire undeva la o altă entitate care se ocupă cu astfel de activități. Nu e. De pe pagina primăriei, dați link pe pagina primăriei municipiului Roman și automat cei care doresc o pot vedea. Pe pagina de Facebook a primăriei cine se ocupă? La servicii evenimente? Sunt mai multe persoane care se ocupă. De ce anul? Concret. Evenimente de evenimente sunt? Evenimente culturale, inclusiv cel de astăzi, pe la s-a anunțat astăzi. Noi, dacă am găsit undeva așa cum sunt... Și pe site-ul primăriei ați urmărit? Eu chiar am... Da, păi și le aveți acolo. Le aveți? Da, 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 le aveți pe site-ul primăriei. Da, da, da. Sunt pe site-ul primăriei. Mulțumim! O săptămână bună!